alături de o campioană care a vrut să-l imite pe Chuck Norris. Sau Chuck Norris cred că a vrut să o imite pe ea. Sau cineva a vrut să ceva ce o să vedem împreună, pentru că nici eu n-am înțeles foarte bine. Uțu, mă! Bine te-am găsit, dar de unde ai împrumutat bine mașina găsit, asta frumoasă așa? Că nu mă așteptam să... Păi dacă mi-ai reproșat că pe mașina ta, pe muzica ta, pe totul al tău, uite ce mașină am acum. Foarte frumoasă, văd că... Și ce crezi? Atinge 100 de kilometri în doar 4 secunde. A mea în doar 3 secunde. E mai tunată, știi? Mă aștept și cu flori. Am doi trandafiri, Mădălina. Păi ca la mort, mi-aduci flori. Ce drept, nu se așteaptă o domnișoară, doamnelor și domnilor, cu doi trandafiri, dar e o ocazie specială. Mi-ai adus flori și nu-mi dai floarea? Uite, un trandafir pentru apariția ta foarte frumoasă astăzi. Te rog mult de tot să mă iei de braț și hai să mergem până la mașină la mine. Mi stai puțin, îmi dai o singură floare? Da, pentru că trandafirul ăsta, știi cum e... E bine cunoscută relația noastră, că nu e cea mai... Cea mai... Înțelegi, da? Da. Și e, pentru e. Asta, că vreau să folosim mașinile astea frumoase și în alte scopuri, Mădălin. Adică sunt multe scopuri foarte educative. Hai, la hai să-ți arăt. Despre ce este vorba? Este vorba despre o invitată specială pe care... Crede-mă. Ia să vedem. Ești pregătită? Te rog. Coboară din mașină, Diana Bulimar. Diana! Vai, doamne, câte complimente, câte complimente. Ce faci, Didi? Am să mă sortez cu mașina. Ce drăguț! Vezi? Uite, am trandafir pentru tine. Acum înțeleg pentru placă. Cine era floarea și nici nu mă supăr. Nu te superi pe mine, nu. Da? Nu. Diana, vreau să ne spui... Ce surprize i-am pregătit, Mădăline? Pentru că tu nu ai venit așa să vezi ce facem sau să-ți prezentăm mașinile. Pentru că nu te interesează lucrurile astea. Normal. Păi cred că imaginile vor vorbi, Mădă. Yes. Diana Bulimar la înălțime, Mădălina. Diana, ce te pregătești să ne faci? O sfoară se numește, sfoară. Cum să faci sfoară între două mașini așa? Va pleca mașina asta și tu vei ajunge în poziția de sfoară, nu? Așa s-ar părea. Hai să te urmărim, că sunt foarte curios. Didi, ai grijă! Îți simt pumnii. Deci mașina se deplasează, se deplasează. Didi, ai grijă! Mai merge? Hop! Încă un pic? Încă un pic? Așa? Bravo! Yes. Didi, cum ești? Minunat, mirific, fantabulos, ce pot să spun? Ce te doare? Chiar îmi plac interviurile voastre. Sunt foarte... Ce te doare, Didi? Nimic. Dacă vrei, predau ore de stretching. Nu chiar așa, dar pe acolo. Ai mai făcut asta până acum? Am mai făcut asta o singură dată. Asta e a doua oră pentru voi.
Mi-a încremenit sufletul mine. Eu am mai văzut chestia asta în filme, dar ți-am zis așa, știi, între două cameoane. Aoleu, cine știe ce mai zic. Și Van Damme făcea. Păi da, Van Damme făcea. Făcea și nu se făcea trăgea. Și ăsta la tu, Chuck Norris. Chuck Norris l-am face văzut. Ce, nu, Chuck Norris era însuși camion. Da, era camioanele. Camioanele. Așa e. Doamne și domnilor, Diana Bulimar. Așezăm? Da. Noi suntem în șpagat de când te-am văzut pe tine. Doamne, adică... nu mai spuneți șpagat. De ce? Se numește sfoară pe direcție. Sfoară pe direcție? Da, și sfoară laterală. Ah, ok. Da, da. Cuvântul șpagat, de unde a apărut în viața noastră? De la rușna. De la rușna? Dacă tot întreb, da, de la ruș, ei încă numesc șpagat, dar noi numim sfoară. Sfoară pe direcție, Teo. Și domnul coregraf. La noi, la coregraf, e șpagat. E șpagat? E șpagat. La dans sportiv e șpagat. La gimnastică este sfoară pe direcții. Bun. Pe câte direcții poți să faci? Poți și așa? Aha. Și ai încercat între două mașini și așa? Nici eu n-aș încerca. Ok, să aducem două mașini. Să încercăm acum aici. Da, la fel de colorate vreau. Aia e, da, bravo. Da? Știi ce am băgat eu de seamă? Uitându-mă la tine, așa, tu par foarte nebunatică și trăznită și... Iii-hu! Dar în momentul în care evoluezi și în momentul în care lucrurile chiar stau în mâna ta și e foarte important să te concentrezi, ești piatră. Mamă, da. Devine serioasă. Mai nu ales... de seriozitate. Nu neapărat că vine vorba de mine, dar nu eu conduceam mașina, eu făceam sfoară între două mașini. Eu mă uitam în oglindă la cel care conducea și eram... Încă un pic! Încă un pic, îți spun eu când stop, îți spun, mai un pic, mai un pic, stop, până aici, e ok, acum ne oprim. Care ar fi fost primejdia dacă el se ducea încă un pic? Mă duceam în sfoară până mai jos. Vrei să-ți rup ceva? Păi... Nu că nu mi-aș fi rupt până acum. Ce ți-ai rupt? Mai genunchi, mai din astea. Nu cred. Câteva. Toți sportivii au de-astea. Și după ce ți-ai rupt odată un genunchi, rămâi cu o sensibilitate acolo? Da, rămâi și cu o cicatrice, o chestie așa faină. Un tatu. Un tatu. Un tatu. O amintire frumoasă. Da, să știi prin ce ai trecut. Ți-ai făcut vreodată socoteala de câte ori ai făcut anumite lucruri foarte greu de performat, foarte greu de dus la capăt? Nu, mi-ar fi greu să spun, dar așa cu un calcul, de aduna niște ani, mulți ani. Câți ani? Păi cam 18 așa, 18 spre 19. În ăștia 18-19 ani, tu ai avut momente în care tu ai zis, bă, știi ceva? Eu mănânc ce vreau și fac ce vreau măcar 3 zile. Da, nu. Adică făceam asta, am făcut cât timp am fost mai junior așa și după ce băgam 3 zile în mine cât puteam, după mă întorceam și mi-am dat seama, trebuie să slăbesc toate 3 kg pe care le-am pus pe mine. Așa trebuie de se îngrașă da. Cineva care nu mănâncă. Da, adică cu dulciurile mai deloc. E complicat pentru un copil totuși să se priveze de toate micile plăceri. Este. Aveai voie să te joci cu oricine când erai mică? O, nu! Adică odată ce am fost cantonată, n-ai prea mai putut ieși de acolo. Dacă vrei să faci gimnastică, faci doar gimnastică, la fel ca în toate sporturile, dar mai ales înaintea campionatelor naționale și europene, mondiale, tot ce înseamnă foarte, foarte drastic și pentru România, nu aveai voie deloc. Adică stăteai în cameră, antrenament, mâncare. Cameră, antrenament, cât mâncare. Cât de rău te marchează? Depinde ce psihic ai tu. Mm-hmm. Până la urmă te face om. Sportul te face om. Îți face caracterul puternic. Da. Mă gândeam că un copil care are parte și de pupături și de dulciuri și de un filmuleț și de un ieșit la mall și de... se dezvoltă cumva altfel decât un copil cum ești tu. Cât e de greu după aceea, în cazul tău, să te integrezi în lumea reală? Este foarte greu, este o barieră foarte greu de trecut, de asta există și persoane care trec în partea opusă, nu mai știu ce să facă cu viața lor. Eu sunt de părere că de aceea toți sportivii care au făcut sport de performanță trec după doar la antrenorat și atât, adică le este frică să iasă în public, să vorbească, să facă și altceva.
Asta îmi spunea Bursucu, exact același lucru. Zice, băi, după ce am dansat atâția ani și am mâncat atâta amar de pâine de aia, nu mai trebuie și mi-e și frică să mă gândesc. De asta ți-am pus întrebarea, pentru că știam de la el. Te-ai gândit vreodată cam de câte ori ai căzut rău, dar rău, de-a lungul vieții tale? Rău, rău, de s-a terminat cu bisturiu, de vreo 5. Dar rău, rău, am mai căzut așa, în general, m-am putut ridica după. Ne-am adurut așa 20 de minute, am dat cu un antiinflamator și am stat, adică că merge. Exact. Ia punga de gheață, dă-i, nu mai. Astea au fost, ia uite-mă, s-a umflat genunchii, dar ce nu s-a mai umflat? Adu punga aia de gheață, când seara s-a dorm așa, și mâine dimineață, frumos e. Frumos e că a doua zi antrenorul se comportă cu tine ca și cum nu avea nimic. Aici, asta e singura problemă. Că ți s-a umflat piciorul, el îți dă gheața seara, spune, pui gheață cu antiinflamator și a doua zi, pe tine tot te mai doare, că nu se desumflă al naiba. Da, numai și că el, ia... el nu-l doare. Haide, băi, lasă că trece. Lasă că merge. Da. Dă-i așa. De câte ori ai crezut că ai făcut sfoara până acum în viața ta? De foarte multe ori. Cred că... Ai un milion? Cam așa. Știi ce n-am înțeles? Sună foarte mare suma, dar cam așa. Da. Iar ce n-am înțeles e cum faci la paralele inegale. Cum faci? Adică cum... Gravitație. Păi aia e, gravitație, gravitație, dar se întâmplă să ratezi bara. Oho! Chiar am pus zilele trecute pe social media un video, este foarte amuzant, mi-au făcut prietenii mei o surpriză, cad de undeva de la 2 metri jumate, dar sunt bine, adică mă vedeți. Da, păi de asta e amuzant. De asta e amuzant. Și mi-au făcut pe o melodie în care stau în aer de vreo 4-5 ori și când vine beat-ul, cad direct. Este foarte, foarte amuzant. Deci... Cred. Da. Ce drăguț. Știu. Ți-ai rupt ceva? Nu. Acolo nu, că eram în timpul concursului. După am îi făcut... Da, atunci nu. Atunci am fost ok, că mai aveam un aparat de făcut. Mai aveam și bârnă. O să ai o viață normală? O să fii o gospodină cu bariș pe cap, cu șorți în... Doamne ferește. Dar ce-ți plănuiești? Ce-mi plănuiesc? Habar n-am. Mi-ar plăcea să lucrez în domeniu, să continui cu sportul, mi-ar plăcea și televiziune, de da, ce nu, foarte de ce nu, mi-ar plăcea să vorbesc în fața camerei, îmi place foarte mult acest lucru. Cred că eu sunt un pic opusă a sportivilor care au făcut performanță, adică mie îmi place totuși să ies din tabuul ăsta. Gimnastica cel puțin a fost ca un tabu, n-aveam voie să vorbim, n-aveam voie să postăm poze, că cine știe ce se întâmpla. Mie mi-ar plăcea să fiu de partea opusă, să zic ce se întâmplă acolo, să exprim sentimentele, să răspund și altor copii ce se întâmplă în sala de gimnastică și că nu ar trebui să le fie frică să vină la sport. Le e frică să transpire. Am copii... Le e frică să transpire, dar să oprez... Dar de durere nu le e frică? De ce ei, să le fie frică? Acolo. N-ajung până acolo. N-ajung la durere? Nu. Dacă lor le e frică să transpire, fără transpirație, nu e performanță și atunci... N-ajung să-i doară, că și n-au nu timp. E vorba despre o metaforă. Mulțumim foarte mult, Diana Bulimari, ești splendidă. Și mie nu prea mi-ar plăcea să lucreze în televiziune, că mie că mă bate, cine știe, la cum e de determinată.